Nu mi-a plăcut școala. Ce mă făceam când e rău și am temperaturi. Tu cum ai dat bacalaureatul, Victor? Nu l-am dat. Ai picat bacul? Întrebarea pentru clasa 1. Atenție! Câte planete sunt în sistemul solar și care este numele acestora? Și Victoria atunci consideră că Luna este planetă. Gata, TikTok-ul arde! De obicei îmi ia un minut, dar recordul meu e de 57 de secunde. Mă nu șpagatul, ca așa, sigur că... Dar șpagatul e cel mai ușor. Așa. A, așa? Hai, Victoria, hai, repetă. Așa? Repetă. Dar mă dur tăți mușchi. Iată așa trebuie. Doamne, nu nișoa forțez. Nu, pe mine mă ține la valier. El adoră să îmbrățișeze elevii, mai ales deștepți. Dacă ne conducem după ceea ce ai scris tu, eu aș putea candida la funcție de președinte. Care este adevăratul motiv pentru care tu și familia ta ați venit în Republica Moldova? Moderatorul adresează 12 întrebări din curicula școlară. Împotriva invitatului special, luptă 12 elevi. La prima întrebare, invitatul va avea drept adversar un elev din clasa 1 și tot așa până la clasa 12. Pentru fiecare răspuns corect se oferă un punct, iar la final vom vedea care generație este mai tare și cine va lua premiul. Apropo, la recreația mare, invitatul va răspunde la câteva întrebări provocatoare. Să înceapă lupta generațiilor! Salut! Sunt Orin Galben și bine v-am regăsit la emisiunea educativă Lupta Generațiilor. Regulile deja le cunoașteți, haideți să facem cunoștință și cu invitata zilei de astăzi, care este Victoria Tunci, creatoare de conținut în mediul online. Bună ziua, bine v-am găsit! Doamne, toată viața, de câte ori mă duceam la școală, dimineața mă rugam, Doamne, chiar nimeni nu-i dă în cap să aprindă un chibrit la școală și să ardă. Înțeleg că nu așa e entuziasmată, da? Deloc. Deloc. Nu mi-a plăcut școala și mă făceam când e rău și am temperaturi până la ora 8. Între ce 8 și 15 îmi vine în fire. Așa că, dragi copilași, vă doresc multă răbdare vouă și eu sper că iubiți școala, sper că profesorii voștri să știți merit și respectul vostru. Știți că... Cu siguranță. O să vezi copiii de ce sunt capabili, dar cum te duceai tu îmbrăcată la școală? Cu ce avem, Dorina, era atunci, știi? Era cu ce avem. Atunci nu era, na, câți copiii sunt în formă, ceva de genul, da, a fost un timp când mamele noastre erau în formă, dar în timpul meu a fost cu, de la mâna a doua la gomanitar, cum s-a spune, și încălțămintea era aceeași primăvară, toamnă și iarnă, dar nu mă jălui, adică perioadele se ne-au făcut cât că mai tari, mai puternici și acum ne descurcăm din minuni în viață, cred că datorită vremurile, la timpurile care le-am trecut. Haideți să trecem la lupta generațiilor, la joc propriu zis și o invit aici în fața tuturor pe Anabel, care este clasa 1. Ia, să vedem, avem și o pernuță aici ca să fii mai înaltă. Așa, corect? Anabel sau Anabel? Anabela. Anabela, da? Anabela. Îți place în clasa 1? Da. Ce îți place cel mai mult la școală? Matematică, limba română și educația fizică. Și educația fizică. Dar dacă vorbim de ceva din afara școlii, faci și alte activități? Da. Ce? Karate, adăugător și avem și la școală. Așa. Poți să te provoc să ne arăți ceva din karate? Da. O mișcare? Asta e mișcare. Așa. Pregătirea asta, da? Cum se numește? Gidan Baraioca. Aha, ok. Ne-ai băgat în ceață. E o noțiune așa mai complicată pentru noi. Dar spunem, tradițional, luptele sunt asociate cu băieții. Și ăsta e un stereotip, e greșit, pentru că și fetele pot face asta. Tu te confrunți cu reacția așa din partea băieților, că fetele n-ar trebui să facă lupte? Mm-mm. Acolo și băieți și fete vă antrenați împreună? Da. Așa. Știu că tu ai și un canal de YouTube. Da. Ce faci acolo? Acolo suntem, ne prefacem că suntem alți copii și filmăm de parcă suntem la școală
și reguli. Așa. Și înțeleg că este un canal foarte urmărit, da? Da. De oameni și nu doar din Republica Moldova. Da. Câte milioane de abonați? 5. 5 milioane? Da. A? Tu credeai că ești popular pe online? Nu dau să mă bag sub frunză. Dar de cât timp faci asta? Mi se pare că de la 3 ani. Cum se numește canalul pentru cei care o să vrea să te găsească? Anabela Show. Anabela Show. Așa. Hai să trecem la întrebare. Întrebarea pentru clasa 1. Atenție. Câte planete sunt în sistemul solar și care este numele acestora? Da? Scriem câte? Puteți să le scrieți, nu obligatoriu în ordinea de la soare, dar e important să avem numărul suficient. Te-ai bucat? Până nu mă știe numai Mahala, dar m-a să mă știe tățatul cât de deșteaptă. Unde te-ai blocat? Dar nu m-am blocat, ne amintiesc, îți spun pe... Stai o clipă, că mai ai de scris. Soarele nu-i planetă. O să câștigi acea persoană care are cele mai multe planete corecte. Haideți să vedem. Ridicăm foița și o arătăm la camera din față. Interesant. Așa, chiar nu? Deci, răspunsul... Așa, ok, hai, Victoria, citește tu ce ai. Citesc încă? Da, citește ca să vezi. Pământul, Neptun, Jupiter, Mars, Venus și Luna. Luna? Luna este planetă. Da, tu m-ai chemat, mă faci de râs. Ok, am înțeles. Anabela, hai să vedem la tine care sunt opțiunile. Terra, Mercur, Pluto, Venus, Saturn, Jupiter... Uranus. Și până Marte. Aici. Și Marte, da? Da. Copchel că nu fugi la lecție. Deci, Terra, putem să spunem că este Pământ, este corect, dar tu Pluto o consideri planetă, da? Știi că acum mai nou. A, tu ai adăugat una că te-ai inspirat de la colegă, da? Poate ce șteaptă, da? Uite ce inteligent. Da, deci hai să vedem. Deci Pluto nu este planetă, Pluto este stea. A fost cândva considerată planetă. Dar hai să vedem câte variante de răspuns ai tu. Deci corecte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dacă nu pune Marte, că te-ai inspirat de la colega ta, Victoria. Și Victoria are aici Soare, dar ea nu Soare, Luna lui Luna. Așa, deci Pământ, Neptun, Jupiter, Marte și tu zici 5. Mars, ca în limba rusă, da? Sau ca ăsta care o mâncăm noi. Tu ai 5 și Anabela are 6. Deci, din păcate, deci răspunsul corect este 8 planete și sunt în felul următor. Venus, Mercur, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. E ca Uranus nici prin gest nu l-am auzit. Așa, haideți să punem aici un punct. Elevii, Anabela, jos pălăria. Tu ești șmecher, am înțeles că tu repijor te organizezi în spațiu. Se foarte da? Bine. Ai să discuși da? Deci, în viață. Cum au auzit ea Marti și o inclus acolo. Cică și Marte. Mulțumesc tare mult. Noi mergem mai departe. Deci înțeleg că o să fie vesel azi la noi. Dar Luna, nu știu, dar... Luna, planetă? A, pe să montez acolo, mă fac de râs. Eu să montez frumos, să-ți fac o lună mare acolo, da? Și Victoria atunci consideră că Luna este planetă. Gata, TikTok-ul arde. Mergem mai departe, clasa a doua și îl invit aici în fața tuturor pe Justin. Ia spune-ne nouă, ce pasiune ai tu? În notele, educația plastică, educația tehnologică, fotbalul, dar că mi-e îmi place să mă uit la fotbal. Nu se joci? Nu se joc, pur și simplu îmi place așa fotbalul, de jucătoare, de lucruri. Dar dacă vorbim despre discipline, care este preferata ta? La mine sunt foarte multe discipline preferate, că educația plastică și educația tehnologică tot se ia. Artcraft-ul. Da, asta e ceva mai nou, da? Deci voi acolo și pictați și construiți diferite chestii, da? Limba română. Tot îți place. Deci, limba engleză. O să-ți placă toate disciplinele ceramică. Până prin clasa a 4-a, a 5-a. După aia se începe etapa veselă în școli. Schimb profesorii, da? Scorul este de 0 la 1 în favoarea elevilor. Întrebare pentru clasa a doua. Trecerea apei din stare gazoasă în stare lichidă se numește. Și trei variante de răspuns. A.
topire, B, condensare, C, evaporare. Trecerea apei de stare gazoasă. Da, deci foarte atent. Vedem prin metoda excluderii, da? Din stare gazoasă în lichidă. Astea sunt întrebări clasa 1? Da, deci uite, topirea sigur nu... E clasa 2 deja. Clasa 2. Condensare, eu n-am înțeles cu ce înseamnă condensare. Păi hai că acuși o să-ți explic, da? A, păi nu așa, spune și înseamnă condensare, că eu știu să aleg sau să nu aleg. Uite, când o să zic răspunsul, ai să zici, adică, băi, eu mă fac eu nebun. Ia să vedem. Hai să arătăm la camera din față. Răspunsul Victoriei este B, condensare. Și răspunsul lui Justin este C, da? Evaporare. Iar răspunsul corect este B, condensare. Da, și ce înseamnă condensare, Victoria? Trecerea apei din stare gazoasă în stare lichidă. Așa se cheamă și condensare, da? Păi da, mă înțeles. Dar tu cum ai încercuit? Când scriu, citesc topire, eu îmi imaginez cum stopiește apa, da? Așa. Și evaporare, imaginez așa. Dar condensare? Nu știu, ea și respectivă. Păi dacă răspunsul este în întrebare. Da, am înțeles. Asta e și ideea. E, pe scurt, eu știem, da. Justin, te-ai interesat? Puțin. Puțin, da? Dar nu cum crezi? Ce o să zică profesoara de... ce aici la noi, de știință, da? Ce o să spună? N-am să fie nimic, pentru că am luat la evaluarea finală de știință. Ai luat, asta ce înseamnă? Ghidat. Ghidat? Asta e, nu-i asta ce înseamnă? Ghidat? Asta e nota mijlocie. Adică ea nu o să fie surprinsă. Nu chiar. Eu stresat cu copilul. Ești foarte sincer, da? Deci elevii 0. Și Victoria un punct. Dar și mai zic miile de oameni care sunt la mine, că zic că Luna e planetă. Îți dai seama, dar și mă așteaptă. Eu înțeleg logica pe care ai luat-o tu. Te-ai indus un pic în eroare ideea asta cu evaporare și cu starea gazoasă. Dar eu cred că o să ții minte răspuns la întrebarea asta toată viața. Mulțumim tare mult. Eu sper tare mult că ăsta nu o să fie unicul punct acumulat de tine pe tot parcursul emisiunii. Tu ce zici? Că urmează întrebări tot mai grele și mai grele. Eu mă gândesc, dar clasa 1, dați clasa 1, mai departe. A fost clasa 1, ai văzut cum ai răspuns? Iată, răspunsul la clasa 1. Ăla cu planetele. O invit aici, în fața clasei, pe Anastasia, care cântă în cor. Anastasia, tu ce faci în cor? Care e rolul tău? Eu cânt în cor cu toți. Eu nu cânt, eu nu sunt solist. Eu cânt... cu tot corul. Deci tu cânti bine, ai talent da. Muzical. Ai vrea să faci ceva pe viitor din domeniul ăsta? Nu. Mie-mi place să fac altceva în afară de cor. Îmi place baletul, limba engleză, limba română și matematică. Faci balet? Da. Vrei să ne arăți câteva mișcări? Hai, o să ne schimbăm cu locul și arat cele mai de bază sau cele mai populare mișcări din balet. Eu pot să arăt niște mișcări care eu le dansez într-un dans. Hai! Foarte, bravo! Foarte frumos, jos pălăria, așa. Eu ți-am ocupat pe scurt timp locul. Dar ăsta ce-i, dansul lebedelor sau pare așa? Nu. Eu cu profesora mea am inventat așa acest dans și este o combinație de la sfârșit. Mm-hmm. Dar nu-i complicat, voi de multe ori trebuie să stați în vârful degetelor. Aveți încălțăminte specială? Care da. E secretul? Noi trebuie să întindem degetele ca să stăm bine pe poante. Aha. Dar dacă noi nu o să întindem degetele, noi o să stăm foarte rău pe poante și nu o să putem dansa. Am înțeles. Dar în Republica Moldova, cum crezi? Baletul e de perspectivă? Eu nu știu, dar... Principal, mă ocup și îmi place. Da, mie îmi place baletul și eu practic asta pentru că îmi place să fac asta și asta e pasiunea mea. Tu cum ești la limba română? Foarte bună. Foarte bună. Ia să vedem. Întrebare pentru clasa a treia. Cum se numește partea de vorbire care denumește acțiunea, starea și existența? A. Sunt mai multe variante de răspuns. A. Pronume. B. Adjectiv. C. Substantiv. D. Verb. Și E. Numeral.
A fost simplu pentru tine, Anastasia. Da? Deci doar încercuiți răspunsul, nu mai veniți cu anumite exemplificări. Așa, scorul este de 1 la 1 la această etapă. Haideți să vedem rezultatele. Așa, arătăm la cameră. Anastasia, răspunsul tău este de verb și a pronumiu. Curios. Iar răspunsul corect la această întrebare este de verb. Cum ai ajuns la concluzia asta? Eu am învățat această... Școpchel, ți-a nimic, eu de unde ți-a nimic 20 de ani în urmă. Câteva săptămâni în urmă. Da, câteva săptămâni în urmă și mie mi-a fost interesant și... Și m-am descurcat. Ai memorizat. Logic. Ai memorizat. Da, am memorizat. Hai să punctăm aici. Deci, Anastasia și elevii, un punct, Victoria 0. Și începe marea aventură pentru Victoria Tunci, care a venit aici să învingă elevii, dar deocamdată. Dar... Da? Anastasia, mulțumim tare mult. Mergem mai departe. Clasa a patra și îl invit aici pe Bogdan. Bună ziua. Bogdan, salut! Tu ai venit cu Cubic Rubic. Da. Ai zis că asta e activitatea ta preferată. Da, pe lângă pian, not, muzică și științe. Și, și matematică. Cât de frumos vorbești tu. Anterior a fost aici surioara ta. Da. Clasa întâi. Clasa întâi, prima. Uh-huh. Deci voi împreună aveți un canal sau două canale de YouTube? Noi avem două canale separate, eu am 6 milioane de abonați și Anabela are 5 milioane. Da, faci de râs eu aici. Eu cred că noi trebuie să ne retragem din această activitate. De cât timp faci YouTube? Eu cred că fac YouTube de la 2-3 ani, dar noi nu ne-am gândit că vom avea succes. Am început doar așa în joacă și... ca să filmăm unde am fost și să mai vadă lumea pe unde ar putea să meargă. Și care este rolul părinților? Ei te ajută sau deja faci totul singur? Sau aveți o echipă mare? Noi avem, suntem doar noi patru, eu, mama, tata și Anabela. Tata se ocupă de montaj și filmat. Mama de obicei este învățătoarea, că noi facem acum filme... cu tematica școala și noi suntem elevi. Canalul tău se numește? Bogdan Show. Bogdan Show, iată. Sunt două canale diferite. Sunt două diferite, da, Anabela și respectiv Bogdan Show. Care-i treaba cu Cubic Rubic? De unde pasiunea asta? Eu pot să-l învârț și după tot să încerci? Așa, când ai început să-l faci? Eu am început să-l fac din martie, mi se pare, sau februarie, anul acesta. Pentru că mă uitam la Cristian Leana, care se mai numește și domnul Puzzle, și mi-a fost interesant să văd dacă eu aș putea să rezolv așa un puzzle. Și de aici eu mi-am luat cel mai bun cub din lume, GAN 13 Maglev, și am decis să continui această pasiune, pentru că în curând va fi la școala noastră un concurs de speed cubing. Ce că fix așa eram eu în școală? Deci, speed cubing, deci la cum vorbești tu, eu pur și simplu sunt fascinat. Dacă la fel de bine faci și Cubic Rubic, noi o să fim fanii tăi. Eu l-am învârtit aici de câteva ori. Hai să vedem, da, cât timp orientativ îți ia o chestie din asta, așa să faci? De obicei îmi ia un minut, dar recordul meu e de 57 de secunde. Hai să vedem. La montaj o spunem un timing aici. Bogdan Show, da, face Cubic Rubic la lupta generațiilor. Da, noi mai vorbim aici între timp cu Victoria, dar timing-ul o să meargă acolo pe ecran. Pe clasă deci, eu și noi vorbim. Că... Tot așa erai la școală, da? Fix. Clasa a patra. Deci eu în clasa 12 încă mă gândeam unde să mă duc să... Dar aici atâtea valori, principii și un discurs din ăsta foarte... Știi cum la noi era târâi papuc, așa era târâie pideal la papuc și așa mă duc la școală mai de cap în eu. Da, e o pasiune foarte interesantă. Și apropo despre Cubic Rubic, am înțeles că el dezvoltă imaginația, creativitatea, logica și asta este extrem de important. Eu niciodată nu m-am descurcat bine la capitolul Cubic. Chiar am scăut canalul pe YouTube. Canalele. Canalele, yes. Două.
Nu o supărăm pe Anabela. Am și noi țel de 4 ani. Deci Anabela a răspuns corect. Da. Așa că noi căutăm și... Ca să înveți copiii mei limba mai bine. Am finalizat. Este. Bravo. Așa, bravo. Top. Întrebare pentru clasa a patra. Vedem că un om a fost lovit de mașină când traversa strada neregulamentar. Ce facem? Și variantele de răspuns. Îl tragem de urechi ca să nu mai traverseze așa strada. B. Strigăm în gura mare să vină poliția. C. Sunăm la 112 și solicităm ambulanța. Și D. Începem a certa șoferul că nu a frânat la timp. Să încercuim varianta. Încercuim varianta corectă și după aia o să explicăm. Da? Îmi place foarte mult această varianta de răspuns. Îl tragem de urechi ca să nu mai traverseze așa strada. Deci imaginează. Nu, dar noi în școală când se începe lecțiile, da? Și a fi făcut tema, făcut pe acasă, așa și de... Da, profesor, Și cu mâna, aici. Cu mâna mai te aruncai... Cum nu le-ai făcut? Deci tu ești încrezătoare aici, da? N-ai avut... Da, probleme. Dar întrebare sigur, pentru clasa a patra de logică, da? Deci ambii ați încercuit variantele de răspuns. Haideți să arătăm la cameră. Aici. Așa și... Hai, Victoria. Care este varianta ta de răspuns? Da, deci răspunsul corect la această întrebare este ce? Sunăm la 112 și solicităm ambulanța. Și același răspuns îl aveți și voi în circuit. Felicitări! A fost simplu, Bogdan. Da. Dar foarte grea întrebarea ca atare, așa-i? Așa, deci cu mare drag pun și Victoriei un punct aici și lui Bogdan. Bogdan, și tu și Anabela ați răspuns corect la întrebări. Așa că aveți motiv de bucurie să faceți acasă un vlog. Am fost la Lupta Generațiilor și am călcat-o în picioare. Da? Așa, titlul ăsta o să suni fabulos. Mulțumesc tare mult! Ne-am invitat aici în față pe Sofia, care este clasa a 5-a și e campioană la gimnastică. Da. Sofia. Eu acuși o să te provoc să ne arăți niște mișcări de la gimnastică, dar gimnastica mi se pare extrem de complicat. De cât timp o practici? Cred că de vreo 4 ani jumate. Wow. Deci practic din clasa 1-a, 2-a, da? Da, de la grădiniță. E inițiativa ta? Sau totuși părinții au insistat? Am vrut și eu și mama și am mers cu mare plăcere la gimnastică. Știu că la gimnastică e extrem de important elasticitatea, da? Cum ridici, așa. Hai să o provocăm pe... Că dar eu sunt elastic, ia stați în leacul. Ia să vedem, Victoria. Da, care? Orice arată cât de elastică ești. Dacă tu. Eram în tuocuri. Eu am zis că vii în costum sportiv ca să putem să te exploatăm. Care e poziția? Arată o mișcare, Sofia. Arată o mișcare ca să vedem cât de elastică este. Voi cum testați elasticitatea la... Și treceți mai în față un piculeț ca să avem... Numai nu șpagatul, ca așa, desigur că... Dar șpagatul e cel mai ușor. Ca tare, așa. Da. Ia născu doi copchi, dar mă-ți bătrâne. Nu foarte mult în față, așa e suficient. Hai să vedem. Cum testăm elasticitatea? Ridicăm mai întâi piciorul în sus. Așa. Așa? Hai, Victoria, hai, repetă. Așa? Repetă. nu-i rău asta. Până aici, o mărscară. Bine, este un pic de diferență de vârstă. Și a doilea punct. E bine, așa e? Și mai este o mișcare de acrobatică, dar e grea. Mai bine și de așa, da. Așa? Dar din asta mișcări mai simple ceva, nu știu, ca pur și simplu să vezi dacă poți să ridică, nu, eu nu știu. Ei, mai. Așa ridic, asta problema, nu-i problema așa. Nu e așa. Ia arată-te-o. Dar mă dur tăți mușchi. Iată așa trebuie. Doamne, unde și mă forțez. Nu, pe mine mă ține la valiera, eu pot. Dacă nu m-ar fi ținut la valiera, eu dădeam piciorul peste cap, așa. Sofia, sorry, iată, fiind la tine la valiera, ai vei slobodă. Să la 1-1-2 am ușa să-l ca acasă. Am înțeles, deci suntem elastici. Aici contează totuși vârsta, nu? Da. Că dacă omul are peste 30, hai să spunem oamenilor ce vârstă ai tu. Eu 31. Tu 31? Sunt zici țaca, măi, țaca. 35? Deci noi gata, am trecut de vârsta aia când eu fac și acrobatică, nu doar gimnastică. Ia arată un piculeț, câteva mișcări din gimnastică și câteva mișcări din acrobatică. Hai. Bravo. Mai mult gimnastică. Wow, deci asta este roata sau ce? Cum se numește? Este răsturnarea cu... În limba rusă se numește virtalot. Aha, așa, și acum din acrobatică ceva?
Mamă, nu, deci tu mă speri, eu nu vreau să avem traume aici. Eu aghesărim dar te-aș mai provoca să faci ceva. Mai este vreo chestie care mi-a plăcut asta cu piciorul, cum îl faci tu deci lateral așa, da? Da. Dumnezeule. Nu, lasă, eu zic că nu avem... Sofia, jos pălărie, eu cred că tu meriți aplauzele noastre. Asta chiar e foarte frumos. Mulțumesc. Vedeți și cei din sală aplaudă. Tu mergi la turnee. Da. Și care sunt cele mai bune rezultate pe care le-ai obținut? Am fost în 2022, la sfârșitul lui mai. Am fost în Croația la campionatul mondial și am luat locul întâi. Da. Nu, mă nebunii, felicitări! Întrebare pentru clasa a cincea. Este acolo în fața voastră. Și mare atenție. Cum se numește stratul din atmosferă care oferă protecția Pământului de razele dăunătoare ce vin de la soare? Da, deci dacă ne amintim, spunem în gând, acoperim foița. Sofia, îți vine vreo opțiune? Nu. Nu? Hai să ne gândim. Deci este vorba de un strat care protejează Pământul nostru de razele dăunătoare care vin din direcția soarelui. Cum se numesc ele acolo? Nu, da? Sigur, da. Este un strat sigur, care, da. Fără care Pământul ar avea mari probleme și da. N-ar fi existat. Dar nu de razele soarelui, el protejează în genere de univers. Razele dăunătoare, ca bine, putem să zicem că de univers. Dar nu știu. Am ușa, dar, o trag ori prostie. De la... Hai să vedem. Arătăm la camera din față. Ei, răspuns. Hai, Victoria. E o femeie că tu a scris. Așa. Nu e oxigen. Stratul de oxigen? Mm-hmm. Oh. Hai, spune-i răspunsul. Și tu ai aici scoarța terestră, da? Nu. Da. E curios. Stai scoarța terestră? Măi, răspunsul corect la această întrebare este stratul de ozon. Voi ambele v-ați dus într-un pic altă direcție, deci, dar răspunsul corect este stratul de ozon. Câți acolo din sală au știut? Da? Văd că tot știu, dar normal. Da, păi și răspuns tot știu. Ia-ți venit în locul nostru. Ia. Anabela, tu ai știut răspuns? Tu ești clasa întâi, e absolut normal. Da? Deci 0 la 0 la această rundă. Și Victoria. Așa eram și sigură că e Sofia, eu cred că tu ai motive de mândrie cu campionatul mondial. Da. E un loc tău chiar m-aș întrista. Și plus că răspunsul tău e destul de logic. Iată la Victoria. Tot e logic. Mulțumim tare mult! Noi continuăm jocul și le invit aici în față, le invit, atenție, pe surorile Ciapchi. Fetele, corect am zis? Da. Ciapchi. Așa, deja vă las pe voi să vă prezentați ca să facem diferență. Voi sunteți gemene. Da. Dar cu siguranță vă diferențiază colegii. Luați-o. Da? Deci care și cine este? Eu sunt Alexa. Și eu sunt Sandra. Sandra. Da. Alexa și Sandra. Noi v-am invitat aici împreună pentru că am zis că vrem să avem și experiența asta cu gemene. Dar spuneți, e un avantaj că mergeți împreună în aceeași clasă, nu știu, vă îmbrăcați similar sau asta deranjează la un moment dat și vrei să fii diferită de sora ta? Depinde. Câteodată e parc plăcut când suntem la fel, dar câteodată te satură, câteodată vrei să fii diferit. Ca vrei să fii tu diferită. Dar părinții mult timp au cumpărat haine la fel, încălțăminte la fel. Asta când eram deja mai mici, acum e deja mai diferit. Voi faceți alegerea. Ar fi fost un avantaj dacă erați gemeni care nu le poți diferenția, da? La prima vedere și ați fi putut face testele una pentru alta. Da. Așa nu aveți avantajul ăsta. Care este, deci aveți aceleași predispoziții? Disciplina preferată a unei este și a celelalte? Nu chiar. De exemplu, la mine îmi place română, biologia, geografia și îmi place foarte mult să fac sport. Dar la Alexa e mai diferit un pic. Mi-a place și matematica, și română, istoria și tot îmi place să fac basket și vole. Dar care dintre voi este mai mare? Eu, cu o minută. Și tu de fiecare dată tot ce călești așa? Mm-hmm. Eu sunt mai mare decât tine, ascult sora? Da. Hai să văd ce întrebare este aici pentru voi. Este o întrebare foarte faină, apropo. Și simplă, așa că eu cred că o să vă descurcați de minuni și voi și Victoria. Ia să vedem întrebarea. Da? Deci foaia e mare, întrebarea e mică.
Întrebare pentru clasa a șasea. Cum se numește forma de comportament uman care apare din nevoia de a relaționa și a interacționa? Alegeți cu ce scrieți voi. Voi cu siguranță asta faceți des, zilnic, poate nu în continuu, dar sigur noțiunea asta o știți. Da? Deci, forma de comportament uman. Noi toți asta facem. Atunci când ne întâlnim cu cineva, deci pentru că avem nevoie de a relaționa și interacționa. Cineva acolo din sală deja știe răspunsul? Nu, așa, deci cineva știe răspunsul? O să provocăm acuș, înainte ca să vină fetele cu răspuns, să vedem dacă cei din sală sunt conectați aici. Uh-huh. Da, deci tu te întâlnești cu cineva, da? Tu simți nevoia să relaționezi, să interacționezi, dar cum se numește forma asta? Am înțeles. Haideți să vedem. Voi decideți care e varianta finală. Știi cum ar fi fost bun, că din sală toți dă-i răspuns și toți sunt așa. Bine, dar la voi sunt sinonime astea, nu? Hai să vedem. Arătăm. Apropo, cei din sală, care este răspunsul? Socializare. Ia. Hai, ridicăm. Sociabil, activ. Da. Arătăm. Și voi aveți conversație și socializare. Tu ai sociabil și activ. Răspunsul corect la această întrebare este comunicarea. Suieți așa. Acum întrebare. Noi punctăm răspunsul sociabil și activ ca formă de... E unul mai pe scurt. Așa. Sociabil și activ asta e formă de activ. Așa. Dar socializare și conversație e mult mai aproape. Deci voi, evident, acolo, sunt părinții copiilor. Eu chiar mă chemam pe mama și eu. Chiar sunt curios. Ei o să vrea să puncteze concurenta noastră de astăzi. Trebuie să-ți spui de grupa padierșcă că îți împliem sala aici. Ce facem? Eu chiar sunt în dilemă aici. Să vedem dacă noi nu o punctăm pe Victoria, o lăsăm scandal. În urmă. Și urmează întrebările cele mai grele. Pune la fete una și aminizierul că... Deci tu așa, fetele, hotărâți voi. Zic că egal. Egal? Nu, eu cred că la noi unu. La amândouă? Nu. La amândouă nu? Nu, la noi unu. La voi unu? Da. Și la concurentă zero? Îți dai seama că ele sunt embrioane diferite. Mi-e foarte mult îmi place de voi. Deci una este... Voi mereu aveți contradicții, bănuiesc, da? Tu ești partea aia, știi, care... Hai să îi împăcăm pe toți. Și sora ta Sandra, nu, ia te rog frumos, pune-mi punct aici. Sandra, știi poziția și bine faci. Pune unul la fete și pune zero în el. Dacă tu zici că ești de acord cu asta, deci punem unul la fete, pentru că ele au scris sinonimul, și punem zero la alt. Da. Care a scris un piculeț altceva, dar ai fost aproape. Victoria aici chiar nu este răspunsul rușinos, nu e la cu luna. Da. Soarele. Luna. Las că dau un știu ce. Așa, fetele, mulțumesc tare mult. Mult succes. Victoria, ai obosit un piculeț și tu și eu și zic să luăm o pauză și am rubrica Recreația Mare. Unde discutăm cu invitatul, nu obligatoriu, despre școală. Am vorbit suficient. Dar vreau să vorbim despre tine și cumva revenirea ta în Republica Moldova. Care este adevăratul motiv pentru care tu și familia ta ați venit în Republica Moldova? Să fac documentele. Ca să pleci mai departe? Știi că eu nu umblu în dreapta stânga, că, Doamne... Catarii, vreau să vă spun că eu am intrat în Republica Moldova ca să-mi facem documentele, dar așteptând documentele, descoper Moldova. Eu n-am avut timp în viața mea să descoper Moldova, vă spun așa cum este. Acum mai mult a fost psihotare și așa mai departe. Acum mărg prin parcuri, s-au modificat Chișinău, nu știu, primarul, cine face... Dar bravo! Valea Trandafirilor, la Parcul Alunielu, toate activități pentru copii, curat. Păi atunci de ce nu rămâi în Republica Moldova cu familia? Dacă e atât de frumos, dacă parcurile astea sunt fabuloase. Păi de să zic, vedeți că sunteți de mulți ani în Republica Moldova și v-ați creat în oarecare mod canalul vostru de oameni, chiar dacă... Chiar să vă întâlniți, stăți împreună, chiar să treceți sau chiar să colaborați, așa mai departe. În fine, fiecare om își are canalul lui de... cercul lui de oameni, aș spune așa, da? Eu mă sunt apreciată, primită,
nu știu, activitatea mea mă cere în România. Deci tu acum îți faci documentele ca să pleci împreună cu familia în România. Da. Acolo e jobul tău de bază. Da, acolo e jobul meu, acolo e firma mea deschisă, echipa mea acolo, sunt oameni destul de deștepți, care au cu cine crește. În Republica Moldova n-ai posibilitatea. Nu că n-am, nu. Iar să nu fiu înțeleasă greșit. În Republica Moldova, uitați-vă și copii talentați și deștepți avem. Asta e viitoarea noastră, cum a spune, generație. Dar e vorba că canalul meu de oameni aici nu se află. Adică eu aici am venit, Victoria Salus și așa mai departe, dar n-am cercul meu de oameni aici. Tu am câțiva prieteni cunoscuți, familii, dar nici nu-ți discută. Îți dai seama că am 6 ani în fața camerei. Na, psotocu mă cunoaște, dar nu e vorba în asta, e vorba că activitatea mea nu corespunde cu Republica Moldova și chiar așa soțului. Soțul tău este bucătar? Da, da. Crezi că nu și-ar găsi de lucru aici? S-a găsit, el se găsește. Pur și simplu la dânsul e un vis al lui de mic copil să ajungă să fie în Europa. Înțelegi? Și asta nu că mă duc că el dorește în Europa. Pur și simplu la mine activitatea în România. Și cacta se combină, știi, și el poate să aibă activitate acolo și da un... Tu faci evenimente pentru adolescenți, unde vorbești despre subiecte tabu. Care sunt mesajele de bază pe care le transmiți? Da, sigur că acum mulți să gândească că luna e planetă, dar de acolo faci evenimente cu adolescenți, da? La mine evenimentele are tema mai mult pentru adolescentele care, neinformându-se, poți face cunoștință cu un bărbat străin și poți fi vândut pe cicotare. Dar de unde asta? Vine dintr-o experiență? Da, am văzut cu ochii mei și am auzit cu ochii mei o grămadă de oameni care au fost vânduți, fetele care au rămas, nu s-au mai întors acasă, care au fost bătute și chinuite și nu mai pot face copii pentru că e distrusă înăuntru și multe, multe altele. Asta a fost scopul evenimentului meu, ca tare. Și ca tare nu că ne-am atins scopul, că am fost un scop, au fost sfletești, adică mi-am dorit ca să vorbesc fetelor despre temele astea, că mult mai bine un om informat e foarte greu să-l manipulez. Să-l manipulez. Corect, da? Eu sunt de acord cu asta. Recreația mare a luat sfârșit. Noi mergem mai departe la lupta generațiilor și îl invit aici în față pe Marius, elevul clasei A7. Marius. Bună ziua. Bună ziua. Deci tu vezi aici că elevii sunt în avantaj, da? Da. 4 la 2 este scorul. Da. Deci tu poți să și nu răspunzi corect, că nu o să fie mare problemă, dar eu cred că tu vrei să numai lupți. Decât. Spune, de ce ești pasionat tu? Eu sunt pasionat cu vorbirea în public. Eu sunt foarte liber să vorbesc în fața camerei, în fața unui juriu. De când este filmat acest concurs, eu ieri am fost la un concurs design grafic în care am prezentat un proiect. Deci, așa, public speaking mă atrage. Și ești pasionat de asta, deci știi anumite momente, elemente, deci trebuie să ții cont atunci când ești în public, când vorbești și prezinți ceva. Da, corect. Ia spune și nouă câteva șmecherii, trece în față. Și spune de ce ar trebui să ținem cont atunci când mergem în public, iată Victoria, de exemplu, face evenimente pentru adolescente și cu siguranță unele sfaturi ar ajuta-o. Și pe mine tot. Mult contează tonul vocii și decalajul vocii. Că asta atrage și cel mai bine să începi o prezentare sau un lucru cu o glumă sau ceva ce captează atenție și ușor la corpul uman să se perceapă. Mm-hmm. Și odată pe urmă poți să începi informația mai grea sau ceva mai... Totdeauna, de exemplu, eu când mă asemăn la fratele meu, că nouă ne place la lecție să fie repede și mult predat. La noi acum în școală mai lent se predă, dar se predă minuțios și foarte bine. Dar, cum și ziceam, decalajul vocii asta e una din cele mai importante. Că omul este mai atent și respectiv dacă cineva nu vorbește... Când vrei să pui accent pe ceva, ridici vocea. Când este ceva ca o notiță de subt,
pe urmă, mai încet pot să... Mai calm. Ce faci în momentul în care ai emoția? Tu ai un pic de emoție acum, da? Tu ai ieșit aici în față. Ce trebuie să faci ca să scapi de emoții? Ce strategii folosești tu? Eu, la mine personal, deștele, eu mă din dește fac așa și mă calmez. Dar eu, de exemplu, ca luni, de exemplu, ieri, odată ce am intrat acolo în fața juriului, toată emoția s-a dus, am prezentat, după... Am ieșit și gata. Cam așa e. Trebuie să crezi că e ceva scurt, te deranjează pentru scurt timp, dar pe urmă repede o să treacă starea asta. Foarte bine. Mulțumim tare mult pentru sfaturi și aceste recomandări. Eu sunt de acord cu tine. Eu tot când am emoții fac așa foarte mult. Întrebare pentru clasa a șaptea. Este un pic mai lungă. O citim împreună. Această carte a fost publicată pentru prima dată de tatăl autoare și avea titlul Anexa secretă, note de jurnal. Astăzi ea poartă altă denumire și relatează viața unei fetițe evreice care a stat ascunsă 2 ani în perioada celui de-al doilea război mondial, dar care oricum a avut un sfârșit tragic. Despre ce carte este vorba? Tu cu siguranță ai auzit despre cartea asta, Victoria. Dar cum? Hai să ne concentrăm. Dornicuța da? Sub pierna. Deci ea se numea anterior Anexa secrete, note de jurnal. Acum a rămas un element. Dar nu pierd timpul. Eu citesc cărți, da. Eu la viața mea n-am citit o carte în adolescență sau de copil. Nu mi-a plăcut cititul. Asta la mine a fost... Dar acum? Așa. Acum, pentru că dezvoltare personală... Merg cu cititul. Vreau să vă spun că mă forțesc odată, dar trebuie să dezvolt liderul din mine și trebuie să mă informez să citesc. Adică bine, dacă ai făcut asta când erai la școală, ar fi fost mult mai simplu acum. Dar uite, fetița asta este în viața unei fetițe evreice care a stat ascunsă 2 ani în perioada celui de-al doilea război mondial. Și ea a scris jurnalul ăsta. Deci e foarte cunoscută istoria. Sunt și filme, inclusiv documentare și artistice. O să auzi și o să zici că nu știam. Poate să dau o indiciu. A fost scris între anii 1942-1943 și puțin în 1944. Eu vreau să încep a plânge. Eu n-am această informație aici. Mulțumesc pentru acest indiciu. Marius, da, bravo. Noi punem capul în pământ. Bravo! Da. Și așa, tu înțeleg că ai acolo o linie lungă și da, nu ai un răspuns, da? Da, poți spune un X, că tare... Așa. Haideți să vedem care este răspunsul, Marius. Și acolo? Ce ai scris? Jurnalul Anei Frank. Ai auzit? Ei, cum n-a știut? De câte ori am citit-o și amuna mi-am... Și răspunsul corect este Jurnalul Anei Frank. Victoria, înțeleg că aici nici ajutorul lui Marius n-a fost Nu, eu am auzit așa pe inviz, dar așa, nu, un sper, punct elevii, 0 puncte Victoria Tunci. Marius, pentru tine întrebarea asta a fost, știi, ușor. Pentru că am avut test la engleză, pentru că noi am citit și cartea în engleză și în română și era foarte ușor, am identificat-o în prima secundă. Trebuie să-mi iau și o carte să o citesc în engleză. Eu am citit-o doar în franceză, italiană, germană și arabă. Da. În engleză cred că un pic acolo să iei. Auzi, mai avem un prieten care știe mai multe limbi și câte două cuvinte din fiecare limbă le spunești. Marius, mulțumim tare mult, mergem mai departe. Mai te vreau să dau mâna cu Vasile. Dă mâna cu Vasile. Apropo, Vasile foarte mult, el adoră să îmbrățișeze elevii, mai ales deștepți. Mergem mai departe. Clasa 8-a și-o invit aici pe Cezara, care a venit cu chitara. Cezara, pune întâi, sau ține lângă tine, asta discutăm un piculeț și apoi după o să ne cânti ceva la chitară. Noi cu tine ne cunoaștem când tu erai micuță. Împreună cu mama ta eu am învățat la școala de studii avansate în jurnalism. Și Cezara era micuță de tot, acum mă bucur să te văd peste ani. Și mă bucur că cânti la chitară. De cât timp o faci? 3 ani. Ce e cel mai complicat la chitară? Eu am avut câteva încercări și nu știu, dar nu m-a prins. Eu de obicei cânt pe electrică, pe clasic, cel mai greu este să te obișnuiești să ții strunile. Așa, dar tu te-ai obișnuit? Da. Și poți foarte rapid prinde orice melodie sau trebuie să exersezi mult timp? Desigur că trebuie de exersat, dar depinde și de melodie și de ritm. Mm-hmm. Cânti cu voce? Nu. Doar la chitară. Da. Ne cânti azi ceva, ai ales o melodie.
Foarte frumos. Dar ce melodie este asta? Că încerc să o pun. Waste. Așa. Nu știu, nu țin minte de ce. Asta e unul din gândicile care mi-e cel mai ușor să-l cânt pe clasic, când nu prea s-a obișnuită. Dar mi se pare asta fabulos. Ai una tu atunci când mergi împreună cu gașca, dar de ce trebuie să ținem cont atunci când cântăm la chitară? Ia, dacă îmi dai mie un piculeț. Așa, deci am văzut că mulți cântă chiar stângă. Dacă mă întreb, practică cânt și după cap. Dar eu știi ce aș face în locul tău? Aș veni aici, oricum nimeni nu prea sunt mari specialiști în chitară. Aș începe. Melodia Michael Jackson, o melodie mai rară. Deci aici sunt acordurile, notele, da? Sau cum? Da. Și cel mai complicat anume e să prinzi aici, da? Să pui accentul corect. Și aici deja ai chestia aia în mână. Cum se numește? Pic. Și ca să nu-ți distrugi degetele. Depinde că poți cânti și cu mâna și cu picul. Depinde cum de-am venit. Eu am avut câteva încercări, dar zic, mi se părut atât de complicat. Și mi-e doar de ieștile. Am început să o învăț și eu cu dânsă, cu fata mea împreună. Ei ne-am urțat vârful de ieștilor. Dar până ai încercat tot așa chestia. Este pe urmă asta, dar vezi că până înveți notele astea, cum să le ții, cum să le... A, și de aici te doare, da? La tu vrei să faci ceva pe viitor? Adică ești... Asta așa mai mult ca hobby. Hobby. Întrebare pentru clasa a 8-a. Anterior, această expresie făcea referire la fetele care voiau să fie cucerite și purtau ceva la ureche, care indica faptul că sunt gata să se lase curtate. Astăzi, această expresie se referă la un lucru ușor de făcut sau de obținut. Numește expresia. Ea e foarte des utilizată. Acum ascult atent ajutorul meu. Da? Deci, anterior, fetele o purtau la ureche ca bărbații să înțeleagă că poți să apropii de ele și să fii curtat. E o chestie foarte des întâlnită. Și ție ele îți plac. Tu ai avut evenimentul tău. Da? Și mulți au venit și ți-au adus. E clar, tu te lăudai după aia. Am înțeles. Și ce faci acolo? Ai luat ce ai pus la ureche. Bine, am înțeles. Ai luat ceva din ce ți-au adus. Da. Păi? Okay. Și expresia asta se folosește când e ceva foarte ușor de făcut. Știi? Eu mă duc undeva și zic... Hai, mă rog frumos, lăsați, știi? Știu. Cezara, eu văd că tu fără ajutorul meu ai scris și asta e spectaculos, dar vreau să văd și concurenta voastră, pentru că nu vreau să ajungem la astea, rundele finale și să mai fii în concurență. Așa, deci răspunsul la această întrebare este, arătăm la cameră. Floare la ureche. Floare la ureche. Într-adevăr, acesta este răspunsul corect. Știi, mergem undeva și asta e floare la ureche pentru mine. Sau e de mâncat semințe. Cezara, mă gândeam că o să fie ceva din muzic pentru tine, dar iată, tot a fost drăguț, dar simplu. Da? Deci, get copiii ca să întâlnești și întrebările lor. O să vină încoace, că întrebările sunt foarte ușoare. Mulțumim tare mult că ne-ai cântat și la chitară și că ai răspuns corect. Noi scriem rezultatele. Așa, elevii. 1, Victoria 1. Victoria s-a panicat. Inițial... Așa, hai să nu pierdem și asta. Mulțumim foarte mult. Mergem departe, clasa a 9-a. Și o invit aici pe Rian. Riana, corect, da? Da. Riana, că nu știam dacă citesc accentul potrivit. Riana, ce nume mai neobișnuit pentru Republica Moldova? Da. De unde se trage? Cred că mama a văzut artista și a plăcut. Adică nu ai discutat despre asta? Nu, foarte mult. E foarte frumos numele Riana. Mulțumesc. Ar trebui să fie folosit mai des. La tine, apropo, băiatul... Și am văzut până am eu vreo Vasile, Maria. Păi îți zic, la tine băiatul are un nume foarte original. Mert. Mert. Ăsta e turcesc. Da. E soțul decis? Eu. Da, și soțul... Eu. Îmi retrag cuvintele înapoi. Riana, care este pasiunea ta? Mie îmi place să citesc. Ce citești cel mai des? Mare parte romani istorice și autobiografii. Fix ca mine. Care autobiografie te-a marcat cel mai mult sau ți-a plăcut cel mai mult? A cui? A fost una a unui actor, William cumva. Nu știu numele, de asta deja nu mai William contează. Cumva. Da. Eu credeam că asta e numele lui de familie. Da. Cumva. Da. L-ați văzut prin filme, de exemplu, joc în comedii romantice. Da. Și în mare parte așa, adică secvențe diferite. Am citit și a lui Dali, de-aia a fost așa mai ciudată.
Dar tu ai timp pe lângă programul pe care îl aveți la școală să mai și citești atât de mult? Eu citesc în timpul programului. Aha, deci pe lângă făcutul orelor, tu mai ai și câteva... Da, adică nu e o problemă timpul. Corect. Să-mi plac cartea. Eu cred că nu citesc doar cel care nu vrea. Da? Care nu-i place. Și care nu-i place. Da. Bine, e absolut normal ca unii să aibă mai mult predispoziții pentru lectură, alții mai puțin. Reana, hai să vedem întrebarea. Pentru clasa nouă. Aici este în față. O luăm și împreună o citim. Cauza principală care duce la alunecări de teren în Republica Moldova. Da? Bine, eu tare mult sper că ceea ce scrieți voi o să aibă sensul a răspunsului așa, dar... Și doar este. Uh-huh. Ce se întâmplă cu ei? A? Păi, e clar. Păi, nu, dar dacă ei sunt, dar la un moment dat dispar, cum se numește procesul ăsta? Așa, asta e o clipă, care duce la alunecări de teren. Nu, dar nouă ne trebuie cauza principală care duce la alunecările astea de teren în Republica Moldova. Ce se întâmplă? Că alunecările se produc. Tu vrei să zici că cu tremur? Da. E o idee, dar hai să... Mai rar la noi... E că așa profesorul atâția o ajut, știți? Și pe eu stră și doi în catalog. Este o cauză mult mai simplă. Să nu ne ducem în profunzimea... E din familie mai bogată, noi se raștăm cu tremur. Iată, de exemplu, noi dacă nu avem cu tremur timp de un an sau mai mulți ani, oricum se produc aceste alunecări de teren, pentru că în Republica Moldova se întâmplă un fenomen, pentru că avem niște... cetățeni nu foarte responsabili. Care e scump gazul și trebuie să iei lemne. Așa, care este răspunsul tău? Rămânem la asta? Da. Ok, haideți să vedem. Răspuns la această întrebare. Cauza principală care duce la alunecările de teren în Republica Moldova. Arătăm vis-a-vis de voi. Lipsa de arbori, tăierea arborilor. Așa. Dacă, Munții Carpați. Cred. Munții Carpați. Unde se ismice? Deci tu ai rămas la opțiunea de cutremur. Da. Răspunsul corect la această întrebare este defrișarea, adică tăierea pădurilor. Am zis că e mult mai simplu decât atât și Victoria era cumva în logica potrivită inițial cu lipsa de arbori, dar a mai adăugat și se taie arbori. Eu am fost corect. Înainte aveam muncă. Voi aveți muncă, acum obiectul este muncă. Da, și ne duce pe deal, ne duce pe terenuri copii și stădem copaci înainte cu profesorii. Și ne explica că e ca să crească copacul și n-a să așa, fie... deci Reana, ție un 0 punct aici și deci Victoria un are... punct. Ia uitați, Victoria, revine în forță. Care este? Hai să numărăm împreună. Deci 4 puncte Victoria. Hai că mai sunt 4, 5, 6 puncte elevii. Victoria, eu cred că tu recuperezi dacă ne concentrăm la Reana. Reana, mulțumim tare mult. Așa, noi mergem mai departe. Clasa 10-a și o invit aici în față pe Valeria. Bună ziua. Bună ziua. Valeria, profesorii mi-au zis că tu ești o fetiță de nota 10. După medie, da. Dar spune, care este secretul? Tu ești bună la toate disciplinele? Ai o medie fabuloasă. Cel mai mare secret, cred că nu anume că am talent sau că sunt foarte... M-a născut copil minune, dar e organizarea timpului. Pentru că dacă îți organizezi timpul și după ore, anume te ocupi o oră cu temele, ai și timp liber și note bune. Nu e neapărat stai și să înveți și citești cărți. Și spune, care este secretul? E ageră la minte înseamnă. Ești ageră la minte și prinzi firul repede, da? Da. Sunt copii care, eu am fost copilul care e zubreală de asta, care citim și nu mai înțelegem nică. Mă întreba profesoara și mă ridicam. Jos, doi! Valeria, dar tu ai un carnet, ai notiții unde îți menționezi tot ce trebuie să faci pe parcursul zilei sau totul în memorie? Adică ca un fel de planner, da. Adică mă scol sau cu două zile înainte și pun pe ore. De exemplu, că de la ora asta până la ora asta îmi fac temele, după mă duc la sală și după am timp liber să mă ocup de mine. Tu faci sală? Da. Deci, stai. De unde ai învățat organizarea timpului? De la mama. Vezi? Exemplu părinților. Eu am asta, dar eu ultimii ani din viața mea cred că am descoperit chestia asta. Am o întrebare foarte complicată pentru voi.
Haideți să trecem repede la dânsa. Mie atât de mult îmi place, doar pentru că o să dau răspunsul ca să-l afle și cei care ne urmăresc. Dar nu știu voi dacă o să răspundeți la tot ce este aici. Haideți să vedem împreună. Întrebare pentru clasa a 10-a. În Republica Moldova, la ce vârstă poți candida la funcția de deputat în Parlament, de primar sau de președinte de stat? Aici ar trebui să fie trei vârste, da? Și o să câștigi acea persoană care o să dea mai multe opțiuni corecte. Da? Haideți să ne imaginăm. La ce vârstă poți candida la funcția de deputat? Eu nu am răspuns pe logica mea. Păi da, haideți să ne amintim. În Parlament noi avem deputați destul de tinerei. Asta înseamnă că acolo ajung oameni, nu trebuie să ai o vârstă foarte înaintată. Mergem mai departe. Dacă ne amintim la funcția de primar, am avut noi un primar de Chișinău, care a devenit primar, dacă eu nu greșesc, pe la 27-28 de ani. Cât avea? Ah, deci voi deja răspundeți la cei din sală, știu. Și la vârsta de președinte, ați văzut că noi n-am avut președinți foarte tinerei. Bine, cineva ar spune că la vârsta asta abia începe viața. Ok, eu sunt de acord. Așa este. Dar haideți să vedem care sunt opțiunile voastre. Da? Deci, ce vârstă trebuie să ai ca să poți candida la funcția de deputat în Parlament, de primar sau președinte de stat? Dacă cineva răspunde corect la toate întrebările, îi fabulos. Dacă răspundeți corect la două și concurentul la unu, atunci, oricum, ați câștigat. Haideți să vedem răspunsurile la această întrebare. Le arătăm în față la cameră. Victoria, care este răspunsul tău? 25 de primar, 30 de președinte. Dar deputat? Aș deputat. E că ești tot 30 de deputat. Hai, mi-ai scris. 30 de deputat, da? Așa. Valeria, care este răspunsul tău? Am scris 18, 25, 30. Așa. 18 deputat, 25 la primar și președinte 30. 30 de ani. Deci, dacă ne conducem după ceea ce ai scris tu, eu aș putea candida la funcție de președinte. Așa. De fapt, nu aș putea. Răspunsul corect la această întrebare e: la funcția de deputat în Parlament puteți candida de la vârsta de 18 ani, la cea de primar de 25 de ani, iar la cea de președinte de la 40 de ani. Și tu ai două răspunsuri corecte. Victoria, tu câte răspunsuri corecte ai? Unu, cred că primar la 25, nu? Două răspunsuri corecte are Valeria și punem aici un punct. Valeria, tu de unde știi? Dar chiar seamănă cu cântăreața Valeria. Așa e? Care trăsător de ei? Are, are. Cânti bine, Valeria? Nu. Ok, nu te provocăm aici. De unde știi ai cu 18 și 25? Simplu orientativ, adică știu că de la 18 poți vota și m-am gândit cumva că... Respectiv poți și candida. Da. Așa, cu 25 trebuie să ai cât de cât o vârstă așa mai coaptă și la 40... Aici deja... Oricum ai fost mult mai aproape decât Victoria. Mulțumim mult și baftă ție! Mulțumesc! O invit aici pe Mădălina, eleva clasei a 11-a. Bună ziua! Salut, Mădălina! Bună ziua! Tu de ce ești pasionată? Sau deja între a 11-a pasiunile nu prea? Eu sunt pasionată de multe lucruri, dar momentan cel mai mult mă pasionează tot ce presupune psihologia, relațiile interumane, relația cu mine, modul în care interacționăm noi ca și oameni, cum noi ne sincronizăm la nivel energetic și multe altele. Wow, și tu crezi în asta, că noi ne sincronizăm la nivel energetic? Adică... Spune că crezi că așa și este, nu înțelege. Mai întrebat și pe mine așa întrebare odată. Păi, dar tu făceai tot felul de chestii. La România au talent, la Moldova are talent. Asta e altceva. Tu făceai niște mișcări din asta. Uf. Asta e altceva. Vorbesc energetic cu omul, într-adevăr, dacă nu, energetic. Nu, dar vreau, cum vezi asta? Sincer, eu cred că noi ne sincronizăm pe un oarecare nivel energetic. Eu cred că tot ce se întâmplă în viața noastră nu este întâmplător. Deci, și eu cred că, într-adevăr, tot ce se întâmplă în viața noastră e cu un scop. Și... cumva este o forță care are grijă de noi. Tu crezi în Dumnezeu? E o temă care tot nas. E o temă pe care foarte des o dezbatem chiar și colegii în clasă, deși este o temă tabu și de obicei... Nu întreabă nimeni decât Dorin Galben la interviurile lui. Eu iubesc întrebarea asta, eu iubesc să diferențiez credința de religie. Așa,
Eu cred în Dumnezeu, eu cred că este o forță mai presus de noi, dar nu cred în biserică. Hai să trecem la întrebare. Am o întrebare fabuloasă și sunt tare mândru de ea. E foarte scurtă, dar răspunsul puteți să-l scrieți și mai desfășurat. Da? Da. Întrebare pentru clasa a 11-a. Ce înseamnă consimțământul sexual? Eu ca mama, care am doi copii de ină. Stai o clipă. Cum? Tu ai făcut eveniment unde le-ai vorbit adolescentelor despre subiecte tabu. Și tu n-ai idee ce înseamnă consimțământul sexual? Sexual e buda prost, știu, dar consimțământul... Și cuvântul ăsta, măi. Așa, e o întrebare foarte ambiguă, să fiu sincer. De ce? Pentru este că... o noțiune, dacă tu cauți noțiunea măcar asta. Măcar și nevastă, de adevărul ăsta, ai lecțică. Trebuie să fie un substantiv care definește asta? Nu, 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 o definiție. Scrie mai multe. Dar răspunsul aici, important să înțeleg logica. Deci, cumva consimțământul ar fi cumva acordul. Este întrebare pentru clasa 11. Am zis, încercăm să adresăm și întrebări tabu ca să fie inclusiv util pentru cei care ne urmăresc, pentru că ne urmăresc și adolescenți. Am zis acordul. Consimțământul, da, citește-l ca acordul. Ce înseamnă acordul sexual? Ca să... Haideți să vedem răspunsul la această întrebare. Ce înseamnă consimțământul sexual? Răspunsul... Îl ridicăm și spunem ce avem în vedere. Că cineva... Relație, majoratul, acord. Acord. Așa. Poți fi una dintre... Acordul pentru ce? Păi, na, relație. Ai o relație. Pentru a avea o relație, ambii, da? Sunteți de acord. Mm-hmm. Și majoratul își bună doamnă. Ba majoratul, Dumnezeu, cum să... Hai. Ce avem aici? Eu am scris acordul de a întreține relații sexuale cu una sau mai multe persoane, cu acord din ambele părți. Una sau mai multe persoane. Ah, înțeles. Mă rog. Mădălina e foarte informată. Haideți să vedem răspunsul. E destul de lung. Consimțământul înseamnă că înainte de a începe un contact sexual trebuie să ai acordul persoanei cu care interacționezi să faci asta. Cu alte cuvinte, amândoi să vreți să faceți același lucru. De asemenea, mai înseamnă că ați căzut de acord cu ceea ce sunteți și nu sunteți de acord sau dispuși să faceți în timpul actului sexual. În Republica Moldova, vârsta consimțământului sexual este de 16 ani. Orice acțiune sexuală cu persoanele mai mici de 16 ani se pedepsește penal. Asta ca să fie contextul și pentru cei care privesc emisiunea. Eu zic să punctăm, voi cum spuneți din sală acolo, punctăm ambele persoane? Oricum mare lucru nu schimbă în clasamentul nostru, dar victoria atunci, un punct mare și gros. Da. Și elevii, un punct... Important! Așa, Mădălina, mulțumim tare mult, succesii la dezbateri și îmi plac foarte mult argumentele tale. Mergem mai departe, clasa a 12-a, victoria. Chiar dacă asta nu o să decide soarta jocului, deja ea este decisă. Haideți să vedem oricum întrebarea pentru clasa a 12-a și îl invit aici pe Nicolae. Pe care nu știu ce îl pasionează. Dar bănuiesc sportul. Nu. Nu. Așa, da, este și sportul, dar dacă din disciplinile școlare, mă pasionează biologia cel mai mult. Așa. Dar trecutul ai mai fost la noi, da. Și ai răspuns corect. Nu. Nu? Ia să văd ce întrebare e aici. A, nu, asta e foarte simplu. Eu cred că aici o să... Nu e din biologie, dar văd că ai un corp atletic, așa. Practici sportul? Da, merg la sală, practic și bazinul. Not. Mm-hmm. Mai ai și timp pentru sală? Aveți un program până la cât? La 17, 18? La cam așa, dar o oră, două după programul școlar găsesc. Mm-hmm. Care este, în general, atmosfera acum, în clasa 12-a? Oamenii își pierd interesul, mai depun efort la ore sau e așa, mai mult distanță? După părerea mea, e o atmosferă, adică un pic mai stresantă ca în alte clase. Da, elevii depun mai mult efort la obiectele care au bacul. Mm-hmm. Vrem toți să îl dăm cu succes și în rest e ok. Bine, oricum bacalaureatul e vorba de media cunoștințelor, nu sunt ca la olimpiadă, așa că... Tu cum ai dat bacalaureatul, Victoria? Nu l-am dat. Ai picat bacul? N-am mai picat, trebuia, am învățat clasa 11-a, 12-a. Și ne-a propus, o săptămână viitoare avem examenul și ne-a propus să... Cerem căsătorie? Ei, să o loc de muncă. Aha. Un loc de muncă.
Și eu zic că nu trebuie nici bacalaureat, nu trebuie nici document, nici la o școală, eu mă duc să lucrez. Și tu acum ești oficial fără bac? Da, și e ca lucru trăiesc. Să închipui? Bine, eu sunt de părere că oamenii trebuie să fac ceea ce sunt de cuvinți. Haideți să trecem la întrebarea pentru clasa 12-a. O aveți aici în față. Așa, cum se numește capacitatea unei persoane de a analiza și a evalua informația primită? Tu faci întâlniri cu adolescente. Tu iar ce ai cu întâlnirea mea cu adolescență? Tu le vorbești despre asta și e extrem de important. Dar tu ai zis chiar ieri în story, dacă nu greșesc. Eu vă spun multe chestii. Eu am răspuns pentru toate. Eu întrebările voastre nu le înțeleg. Eu răspuns am pentru toate. Acum și o să te ajut. Nicolae, tu ai vreo... Vreo idee? Cred că am, dar nu asta este foarte intens promovat la școală, da? Deci, uitați-vă, noi avem mai multe știri. Victoria, întrebarea oricum o să o ai în față, o să o poți reciti. Deci, noi avem mai multe știri, mai multe surse de informații. E important să analizăm toate sursele, da? Și să ne facem o concluzie personală. Să vedem obiectiv informația pe care o citim, nu subiectiv. Așa și nașii. E interesant, dar mai trebuie un pic de continuat. Și iar este un dar, da? Deci aici este vorba despre o anumită gândire, da? Când tu analizezi informația, cum trebuie să fie gândirea ta? Cineva îți spune, iată, candidatul ăsta este superb pentru funcția de președinte. Tu, cetățean responsabil, ce faci? Trebuie să ai o anumită gândire. Cum ea trebuie să fie? Când tu analizezi și pro și contra, da? Când analizezi obiectiv. Asta e gândirea asta, dar cuvântul ăsta l-am așa, e preferat pentru cei care urmăresc influencerii pe online. Când te uiți în comentarii, oi, la tine, Victoria, când te mai dai acolo un spectacol cu relațiile în cuplu, ai niște comentarii că îți faci cușiliță. Nu toți mai buni ca la tine, și-am zis niște. Lasă că o să vedem la interviul ăsta. Oameni buni, băgați în comentarii impresii despre... Despre lună și soare. Așa, dacă nu aveți o opțiune, scrieți o liniuță acolo. Dacă aveți o opțiune, scrieți așa. Deci, prima noțiune v-am zis că este gândirea, dar ce tip de gândire este asta, da? Răspuns la întrebarea, cum se numește capacitatea unei persoane de a analiza și evalua informația primită? Nicolae? Da. Victoria, haideți să ridicăm și să arătăm la cameră. Răspuns. Sau spuneți. Nicolae, ce răspuns ai tu? Sigur. Am spus înțelegere. De a înțelege informația. Da. Așa, am înțeles. Victoria? Se informează dacă aude informația de mai multe părți. Se informează și procedează corect, cum sunt. Se informează și procedează corect. Răspunsul la această întrebare este gândirea critică. Ce din sală? Aștept cineva? Dar și ce are gândirea critică cu analiza și a evalua informația primită? Asta e noțiunea. Deci, eu o să vină mult la școală. Deci dacă tu scrii pe Google gândirea critică, o să-ți apară noțiunea. Că asta este capacitatea unei persoane de a analiza și a evalua informația primită. Hai mai trântește un zero acolo. Eu pun zero la ambele persoane aici. Nicolae, hai să mă ajuți împreună să calculăm. Cât au elevii? Așa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puncte elevii. Așa, mușcat frumos. Și Victoria, tu... 9! 3, 4, 5. Victoria! A lăsat clasa! 5? A rămas clasa! Nu, ai trecut clasa cu 5 puncte. Că dacă erau 4, rămâneai repetentă. 5 la 8. Scorul acestei ediții este 5 la 8. În favoarea elevilor. Că acum să eu, și Nicolae, data trecut ți-am dat ție premiu, da? Pentru că v-ați câștigat. Și de data asta, Victoria, eu n-am zis despre premiu, că ai să fii foarte motivată. Am aici două vouchere de la Librarius, a câte 1000 de lei. Și puteți merge la Librarius să cumpărați cărți. Din această sumă. Eu înțeleg că voi să le luați pentru biblioteca școlară. Da. Dacă vreți să aflați mai multe informații ce cărți sunt disponibile și cât costă, puteți intra pe site-ul librarius.md. Nicolae, felicitări! Mulțumesc! Voucherile astea sunt pentru tine. Victoria, felicitări și ție. Eu zic că scorul nu a fost rușinos. Lupta generațiilor!